și bine v-am găsit! Astăzi, după cum puteți observa, port un look ceva mai grunge. Vreau să vă arăt rujul pe care îl port pentru că mă veți întreba cu siguranță. Este acesta în formă de inimioară de la Baoli și numărul 16. E un ruj super ieftin, dar e pigmentat, e foarte interesant și merită să mai avem și genul ăsta de distracții din când în când. Sper să vă placă! Și haideți să-i dăm drumul acestui video pe care l-am întrerupt la un moment dat și este un video care mie îmi face mare, mare plăcere, cu atât mai mult cu cât pot să-mi spun și o ușoară părere despre produsele astea, având în vedere că le-am cumpărat luna trecută și pe majoritatea am apucat să le folosesc. Să știți că vă voi da prețurile în burtieră și sper să vă fie de mare, mare ajutor, să vă faceți o părere despre produs dacă merită sau nu și inclusiv despre prețuri. Din supermarketurile din care îmi fac cumpărături pentru casă, am cumpărat anumite lucruri care îmi sunt necesare, precum vopsea de la Garnier, care mie îmi place, deja m-am vopsit cu ea și este numărul 634 ciocolată, îmi place nuanța care mi-a ieșit, în fiecare lună schimb cât de cât culoarea pentru că mereu uit ce nuanță sunt și de data asta sper să țin minte și să o țin minte pe tipa asta de pe ambalaj, la toare pe care am menționat-o chiar și în favoritele lunii și o să vă las aici un card. Sunt super încântată de acest produs. Trebuie să știți că are mirosul acela specific de cremă depilatoare. Mi-a scris cineva în comentarii la videoul cu favorite că pentru ea nu a funcționat acest produs. Eu l-am folosit pentru îndepărtarea părului de pe mâini și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită de rezultat. Nu mi-au ieșit bubițe pe toată mâna, mi-a ieșit doar aici în zona asta câteva și deja sunt spre vindecare. Mi-a plăcut faptul că s-a luat super repede și chiar s-a luat uniform și tot pufulețul fără niciun fel de probleme. Nu știu dacă funcționează gen, nu știu, părul de pe picioare unde părul este mai tare și mai negru de la atâta epilare, dar pentru mâini mie chiar îmi place și voi continua să o folosesc pentru că mi se pare mult mai utilă și ieftină. Da, eu o recomand. La începutul lunii ianuarie am fost prin mall și am dat de acest kit în Douglas, de care sunt super, super încântată. A fost foarte ieftin și asta m-a încântat, dar și dacă era mai scump, în momentul în care am văzut că are Clara Beauty Flash Balm, nici nu am mai stat pe gânduri și am pus mâna pe acest kit. Să știți că toate produsele vin în varianta de 30 de ml, lucru care mi se pare foarte bun și foarte generos, deci chiar poți să-ți faci o părere despre un produs din cantitatea asta și are un gel de curățare a feței blând, are o cremă care e de asemenea foarte cunoscută și super celebră, Viviana Das Makeup o iubește și masca din gama asta, Hydra Quench Cream pentru piele normală spre uscată și Beauty Flash Balm. Este un produs gen primer sau cremă pe care o poți aplica după crema ta de zi pentru a-ți da luminositate și permitate pielii. E un produs care nu știu, se simte foarte lejer pe ten, oferă totuși o hidratare destul de plăcută și cu toate că e super lejeră, e o cremă care chiar simți că îți hidratează tenul. Am încercat-o și pe aceasta Hydra Quench, nu știu dacă pronunț corect, care e super lejeră de asemenea și super interesantă. Am folosit-o și ziua pe zona de sub ochi ca și cremă de ochi. Din nou, se simte ca un gel, ca un ser foarte ușoară ca și consistență, însă în același timp simți că îți hidratează tenul și e super bun kitul acesta pentru fetele care au pielea deshidratată, fie că e mixtă sau e normală sau uscată, în perioada rece mai ales și sunt tare, tare fericită că am pus mâna pe acest kit. Nu am încercat încă cleanserul, însă vă voi ține la curent de îndată ce îl voi folosi. Că tot vorbeam de oferte bune, am găsit Sebium Global și nu mai țin aminte bine la ce preț l-am găsit, dar prețul mi se pare extraordinar, 44 de lei în farmacia Sensiblu a fost la ofertă și mă normal e cam 64 de lei, îl găsiți în farmacia Tei pe la 50 și ceva de lei. În orice caz, produsul ăsta
îmi place la nebunie. Din punctul meu de vedere, se simte mult, îți oferă o hidratare mult mai bună decât Effaclar Duo Plus de la La Roche-Posay, și rezultatele asupra imperfecțiunilor sunt mult mai rapide și mi se pare mult mai eficient din acest punct de vedere. Și în plus sunt foarte mulțumită pentru faptul că acest produs îmi tratează atât acnea bacteriană sau de orice alt gen care e pe față, peste tot, dar și acnea chistică. Înainte foloseam produse specifice pentru acnea mea chistică și văd că acest produs merge de minune și pentru una și pentru cealaltă. Are un pic de parfum, este ultimul ingredient, eu îl simt oarecum, însă e un produs care per total m-a convins și dacă va continua să funcționeze la fel de bine cum funcționează acum, este produsul minune pentru tenul meu, pentru că deja tenul meu este mult, mult, mult mai bine. Are însă un minus și vreau să-l menționez. Eu, datorită faptului că folosesc aciz exfoliant și mult timp n-am știut că atunci când folosești aciz exfoliant nu ar trebui să ți epilezi mustața cu ceară și făceam chestia asta, chiar dacă folosesc protecție și o protecție mare în fiecare zi, am dobândit niște pete în jurul gurii și atunci când foloseam Effaclar Duo Plus, am observat o oarecare îmbunătățire, însă pe moment, nu știu de ce exact, pe moment mi se părea că funcționează foarte bine și că nu sunt atât de vizibile, pentru că odată ce am renunțat la acel produs și m-am îndreptat spre un altul, acesta în cazul de față, simt că petele se văd din nou la fel de evidente cum erau la începutul verii când mi s-a întâmplat să mă pătez în jurul gurii și pentru mine este un lucru care, să zicem, ar fi un minus, însă am vorbit deja cu dermatologul meu și o să folosesc, aștept să-mi vină o cremă pe care să o folosesc special pentru depigmentarea pielii și având în vedere că acest produs este extraordinar pentru imperfecțiuni, nu știu, eu una sunt super, super, super încântată de el și sper să funcționeze la fel de bine până când voi îmbătrâni. Apoi mi-am dat o comandă și pe Aoro și am profitat de câteva oferte bune. Una dintre ele ar fi la șamponul Batist în varianta de 200 de ml. Așa cum știți, uneori îl găsiți în Sensiblu la 25 de lei, însă sunt și situații în care costă chiar 35 de lei, cu toate că în ultima perioadă am văzut că tot bagă tot felul de oferte tentante care să scadă prețul și să nu fie un produs la 35 de lei. Însă pe Aoro are un preț bun și dacă, nu știu, dacă vă comandați și altceva de pe Aoro și faceți o comandă, merită să vă puneți și un batist decât să luați din Sensiblu. De asemenea, pe Aoro, nu știam, dar am aflat între timp, aduc și produse Jaya sau Jaya, mi se pare că se spune corect, și am fost super tentată, am gelul de curățare din gama asta Sensitiv și cu toate că în ultima perioadă nu mai sunt atât de încântată de el cât am fost la început, îmi place oricum gama asta pentru faptul că sunt curate la ingrediente. Spre exemplu, acest peeling nu are silicon, nici ulei mineral și nici parfum și l-am încercat de vreo 4-5 de produs cu care să-ți vezi, nu știu, tenul mai luminos sau schimbare la modul că să simți fața mai exfoliată. Simți un pic mai mătăsos tenul decât înainte să o aplici, însă și spune pe acest produs că este un peeling foarte blând care îndepărtează pielea moartă, pregătind pielea pentru tratamentele cosmetice următoare pe care ai de gând să le faci și că ar calma și ar lăsa tenul mult mai mătăsos și puțin ar lumina tenul. Total de acord cu chestia asta, se folosește de 2 ori pe săptămână. Vreau să-l încerc și pe cel albastru, să vedem care e mai bun. Însă e ok, nu l-am băgat în favorite, cu toate că îmi place, dar n-am vrut să mă pripesc și să vedem mai mult cum funcționează. Deocamdată e ok, o să vă țin la curent, să știți. Am luat și o pastă de dinți Marvis. Probabil și voi ați auzit ca și mine de această pastă de dinți. Mi-am luat varianta care albește dinții, mă gândeam că e mai mare.
Are 25 de mililitri, e cumva o variantă travel size. Am folosit-o de câteva ori ca să văd, pentru că eram prea curioasă ca să o aștept pentru când voi pleca în călătorii. Îmi place foarte mult cât de fresh îți lasă gura, însă nu mi se pare ceva extraordinar sau o pastă de dinți pe care să o consider nelipsită în igiena mea orală, așa încât nu cred că voi recumpăra această pastă de dinți și pentru mine personal deocamdată nu funcționează, dar o să-mi spun părerea finală după ce o termin. Și că tot vorbim de pastă de dinți, să știți că am primit și o variantă mini gratis de la Mediblanc, o pastă de dinți naturală, și aceasta lasă gura foarte fresh. Am folosit-o de puține ori eu, soțul meu a fost plecat și i-am dat-o lui, dar e destul de faină ca și pasta de dinți naturală. Am mai încercat și alte paste de dinți naturale și îți lăsa gura ușor, nu știu, încărcată, parcă nu-mi simțeam gura cu adevărat curată, însă produsul ăsta chiar se simte ca o pastă de dinți normală și dacă vreți să o încercați, sper să mai fie încă oferta la care primiți la cumpărături gratis această pastă de dinți. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat de pe Aoro a fost acest ulei. Eu nu mi-am pus în coș produsul ăsta, însă în momentul în care am finalizat comanda, datorită faptului că am luat mai multe produse, ei mi-au făcut o super ofertă la anumite produse și practic mi-a ieșit acest ulei cu 10 lei, parcă, dacă țin minte, o să aveți în burtieră prețul. În orice caz, mi s-a părut un preț bun pentru 50 de mililitri de ulei și n-am stat prea mult pe gânduri. Apoi am văzut și la Nicoleta că are masca de păr de la această firmă și am înțeles că imită foarte mult gama Macadamia, cea cu verde, care știți că este super celebră. Mie uleiul ăsta nu-mi place, sau mai bine spus, nu-mi place folosit așa cum ar trebui el pe părul uscat, pentru că mi-a încărcat foarte, foarte tare părul. Însă săptămâna trecută l-am folosit înainte de spălare, cu o oră mi-am pus în tot părul pe lungime produsul ăsta și apoi mi-am clătit mult mai bine părul, l-am spălat de vreo 3 ori ca să scap de grăsimea din păr și vreau să vă spun că mi-a lăsat un păr foarte hidratat și strălucitor și o să-l folosesc în acest. Însă am auzit numai lucruri bune despre masca lor și pe aceea chiar o să vreau să o încerc, pentru că spunea Ioana, o prietenă care nu are canal de YouTube, dar care mie mi-e tare dragă și o urmăresc pe Instagram, că ea folosește masca și e foarte, foarte bună și la un preț mult mai mic decât cea originală. Eu, pe la jumătatea lunii, am fost și o zi în Bulgaria și mi-am luat un produs specific bulgăresc și mi-am luat și câteva produse care îmi trebuiau și care mi s-au părut mie foarte interesante. În DM-ul din Bulgaria avea și flori mari și m-a atras această ojă. Sunt foarte mulțumită de ea, v-am vorbit și în favorite de ea, îmi place tare, tare, tare mult. Și de asemenea au Essence în DM din Bulgaria și îmi doream încă un ruj din această gamă care se numește Long Lasting Lipstick Nude și mi-am luat varianta 03 Come Naturally. Este un roz spre mov, un roz murdar spre un mov grena, e foarte interesant și am văzut că se poartă foarte mult această culoare. Biotrade, probabil m-ați auzit de multe ori vorbind despre această protecție solară, în mod special Biotrade este o firmă bulgărească și am găsit-o la un preț mult mai bun decât în România. În România am dat 66 de lei sau cam așa ceva pe protecția lor solară și aici am găsit-o ieftină. Bineînțeles că mi-am luat-o. Între timp, să știți că am avut o perioadă în care, în perioada aceea de ianuarie, când a fost foarte frig, nu am mai folosit protecția solară și am observat din nou îmbunătățirea texturii pielii și am mai scăpat puțin din acele bubițe care sunt ca un fel de punct gras, dar sunt foarte mici și ca într-o turmă, sunt mai multe. Dermatologul mi-a explicat că e pur și simplu reacția pielii mele la un anume ingredient, practic un fel de alergie, și acum tot încerc să caut alte variante de protecții solare.
Însă, în momentul în care eram în Bulgaria, nu știam de chestia asta și mi-am luat încă o variantă de Melabel. Cred că la vară o voi folosi totuși, pentru că îmi place foarte mult acest produs, mai ales că nu-mi lasă tenul gras. Se simte ca o cremă de zi, însă are protecție SPF 50+, și este și UVA și UVB. Vreau să vă menționez un produs pe care l-am cumpărat tot de pe Aoro, și anume acest gel eyeliner de la Astor, 24 de ore waterproof, perfect stay. Vine în varianta aceasta și poți să îi faci și pensulă. Nu-mi place, în primul rând, să vorbim de ambalaj. Sper că puteți să observați cât de îngust este produsul și cât de înalt este acest gâtuleț, astfel încât de fiecare dată când bag pensula, mi murdăresc pensula. Și produsul în sine este un gel moale, nu am ce să-i reproșez ca și formulă, e cremos, însă nu este suficient de pigmentat. Pur și simplu pe ochi nu se vede foarte pigmentat și lucrul ăsta mă enervează groaznic și nu mi se pare waterproof. E rezistent cât de rezistent ar fi tușul meu de la Kalos, care costă sub 10 lei. Oarecum o dezamăgire mare acest tuș. Nu am citit niciun fel de review și nimic, pur și simplu a fost o chestie de moment. E pe terminate tușul, hai să mai încerc un tuș nou, și cu toate că știți că îmi place cel de la Maybelline, l-am ales pe acesta și nu sunt mulțumită, dar mai facem și greșeli. Loc unde am fost la cumpărături a fost DM. Am fost de două ori în DM. Prima dată am fost pur și simplu să mă uit pentru giveaway. Apropo, am un giveaway în desfășurare, dacă nu știți de el, și vă las aici cardul ca să intrați să participați, pentru că mai e puțin și se închide. Și tot uitându-mă eu de produse, am descoperit acest spray pentru curățarea pensulelor. V-am arătat în acest video și iar vă las card cum funcționează acest produs și chiar îmi place și v-am vorbit și în favorite despre el. Chiar mi se pare super eficient și se usucă repede, nu lasă niciun fel de peliculă, nu miroase ciudat, chiar curăță bine. Sunt mulțumită pentru că are inclusiv un preț bun și aveam impresia că se va termina foarte repede, însă nu e așa și chiar sunt mulțumită, iar prețul e extraordinar. Și am văzut o schimbare, burețelul Ebeline s-a făcut mai mic și e altă culoare. La textură nu mi se pare diferit. Să știți că nu l-am folosit niciodată pe ten și o să vreau să fac chestia asta și o să vă țin la curent. Am văzut și cei doi bureței mini. V-am vorbit în favorite despre ei. Mie chiar îmi sunt tare dragi, pentru că burețelul pe care l-am prezentat anterior nu îl folosesc zilnic, ci îl folosesc ori de câte ori vreau o acoperire super, cu un fond de ten foarte, cu acoperire foarte mare. Și bureței mici chiar îmi sunt de mare ajutor, pentru că sub ochi e foarte uscată și are nevoie de ceva care să aducă și hidratare și să acopere repede. Chiar îmi plac mult, mult, mult de tot. Și vin doi. La preț, la mine în DM, vine mai scump să cumpere acești doi bureței decât un singur burețel din acela. Voi știți ce anume vi se potrivește vouă și care merită. Iar apoi am fost după acest lapte de păr pe care îl știți că îl ador și fără de care nu pot să trăiesc, și cum mi s-a terminat am simțit că mor și că trebuie să-mi cumpăr un altul și m-am dus să-l recumpăr. Dacă nu m-ați auzit niciodată vorbind despre acest produs, mi se pare extraordinar. Nu are silicon și din acest motiv nu încarcă părul, însă în același timp îl lasă hidratat și merge folosit fie pe părul uscat, fie pe părul umed. Face parcă puțin frizz, mi se pare mie. Acum, spre exemplu, am folosit și balsam fără silicon și șampon fără silicon și inclusiv produsul ăsta, și mi se pare că la partea de pufuleți care stau așa sculați nu se descurcă, însă părul îl simt mătăsos, îl simt hidratat și dacă folosești un balsam cu silicon nu o să mai ai problema de păr frizzy. În schimb, produsul ăsta e minunat, îl folosesc și pentru pensule și pe mine cantități enorme câteodată și fără niciun fel de probleme să-mi încarce părul sau ceva. Plus că are un miros foarte plăcut, pompița îți dozează fie o cantitate mică, fie o cantitate mare,
îl ador. Un produs, am mai descoperit câteva lucruri și primul este acest produs. Sarea de mare de la Das Gesunde Plus. Mă scuzați, dar nu știu deloc germană. Dar asta e gama, să știți. Și este o sare care are niște proprietăți extraordinare. Este o sare din Marea Moartă. Prețul mi se pare foarte bun pentru câtă cantitate avem aici. Am încercat o singură dată, însă nu cantitatea recomandată de ei, ci mult mai puțin, și am fost super încântată de cât de relaxat am fost și cum mi-a relaxat mușchii. Dacă sunteți obosiți sau dacă sunteți răciți, chiar vă recomand să aveți sarea asta în casă. E împachetat în 3 punguțe a câte 500 de grame. Puteți să observați cum arată, nu are parfum și nimic special care să vă relaxeze, însă efectul pe care îl lasă pur și simplu vă remineralizează tot trupul. Și dacă sunteți obosiți, bolnavi sau pur și simplu ați făcut efort la sală și aveți febră musculară sau cum a fost cerul ăla și a trebuit să stați, nu știu, mai mult timp în aer liber și vă simțiți așa extenuați, e minunat. Apoi am văzut în secțiunea de îngrijire păr câteva oferte super bune, cum ar fi la șamponul meu preferat de la Balea, Balea Med Ultra Sensitive, care nu are parfum, conservanți, coloranți și multe, multe, multe lucruri. Este un șampon super bun, blând, care în același timp îți lasă părul curat și foarte curat, adică mi se pare că degresează ușor părul și e așa un șampon care e perfect din punctul meu de vedere. Știți că îl iubesc și mai ales dacă l-am văzut și la ofertă, nu puteam să nu mi-l iau. Asemenea, am auzit-o pe o tipă care locuiește în Austria și nu mi-au cam aminte acum cum se numește, însă o să vă las linkul ei în descriere să mergeți la ea pe canal, de gama aceasta pentru îngrijirea părului. Nu știu dacă folosește exact această gamă verde, însă ea spunea că e foarte mulțumită de Balea Professional și balsamul ăsta era super ieftin. Am zis, cel mai bun moment ca să-l încerc e acesta. Și este din nou fără silicon, 24 de ore push efect și cu un complex de colagen. Îți dă de 3 ori mai mult volum. L-am folosit și astăzi și l-am folosit de ceva timp. Cred că mai am jumate din el. Îmi place foarte, foarte mult și am mai încercat și alte balsamuri de păr de la Balea, nu din gama profesională, care nu au silicon, și am rămas extrem de surprinsă pentru faptul că, deși nu au silicon, sunt foarte hidratante și repară părul, chiar simți că folosești un balsam, adică îți descurcă părul, ți-l simți mai hidratat. Mi-a plăcut super, super mult și acesta are un miros foarte fain, mi se pare că miroase ca parfumul straight albastru, dacă îl știți. Sunt curioasă să încerc și șamponul acum de la gama asta. Îmi place mult, 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 mult. Primul produs pe care l-am cumpărat a fost genul acesta de cură pentru păr cu ulei. Pentru că pe ea scrie Oil Repair, mă gândeam clar că este un ulei. Însă, spre marea mea surprindere, a fost practic ca o mască, nimic uleios. Și care mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. O să le mai încerc și mai vreau să mai încerc și alte variante. Aceasta era cu ulei de argan. Vă recomand să încercați și prostioarele astea, pentru că n-au un preț mare și chiar mi s-a părut că mi-a lăsat un ten super mătăsos, hidratat, și chiar o să încerc să folosesc măcar de 2 ori pe lună o chestie din asta care să-mi țină părul, cu toate că eu nu am părul degradat și chiar sunt mulțumită la momentul de față de rutina mea de îngrijire. Îmi place să am grijă de părul meu și să fie sănătos și chestia asta mi se pare super, super. Asta a fost videoul, sper că ați rezistat până la sfârșit. Mă uit acum la câte minute am filmat și sper că l-a editat să micșorez cât de cât acest video. Dacă v-a plăcut acest video și vreți să mai vedeți videouri de genul acesta, dați like ca să văd dacă vreți sau nu să vedeți acest gen de videouri, și share dacă vi s-a părut util și vreți să-l vadă și prietenele voastre. Vă mulțumesc tare mult
mult pentru susținerea voastră, pentru faptul că sunteți mereu aici lângă mine. Și vă doresc o zi minunată în continuare. Pa, pa!